Merge. Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful online, iată ne împreună. Trăiesc emoția pe care am trăit-o acum vreo 2 luni de zile, când au venit americanii, însemnând copiii mei, împreună cu nepoții. Jim, tu trăiești această bucurie, ți-o transmit scurt. Mare bucurie acum. Da? Este extraordinar. Și nepoatele mele reușesc ele să vadă. Și cu băiatul meu, Cătălin. Da, medicul care aici a început cariera, nu? Da, sigur că da, în 3 ani aici la... aici a început cariera. Este extraordinar, extraordinar, un moment de o frumusețe rară. Și iată că după un timp de tu ai spus, astăzi ne iau nepoțelii și ajung la prof online. Întâmplarea a făcut și uite că s-a nimerit ca să fii bine. Da, este nemaipomenit. Toate lucrurile acestea sunt spectaculoase. Da. Cătăline, nu știi ce mare bucurie mi-ai făcut că ai reușit să fii împreună. Știi de ce? Pentru că aceste floricele ale tale vor fi pentru mine vor fi foarte apropiate, pentru că eu n-am șansa să le am foarte aproape prin pățelele mele, le voi adopta sufletește și vom face lecții de matematică. Tu te numești cum? Eva. Eva, și ești în ce clasă? 0. Clasa 0! Am început pentru clasa 0 lecții. Un set de lecții, sunt la lecția 10-a, Cătălin, sau 11-a. Hai, vă să vedem. Da? Ia să vezi tu aici ce am făcut. Hai, întoarce-te, Eva. Da? Da. Deci am început lecții, sunt la lecția a 10-a, dar 11 trebuia să spui, am uitat eu. Și aici am spus discuții despre numărul 10. Totul despre numărul 10. Este extraordinar. Și mi-a venit o idee. Uite ce am făcut. Am luat o dreaptă și am zis, aici îl pun pe 0. Am luat un segment de lungimea asta și am zis, mai încoace îl pun pe 1. Apoi îl pun pe 2. 2 ce înseamnă? Că la 2 segmente distanță. Da? Eu pot să-mi ales cu degețele 2. Deci... N-are cum să arăte că nu, scoate pe mânuță. 2, sigur că foarte tare, foarte tare. Dar poți să arăți 3 pe 3 cu degețele. Dar pe 4. Foarte tare, foarte, Eva. Îmi place foarte tare, pentru că tu ai înțeles că 4 înseamnă 4 degețele, da? Tu ai văzut reprezentat. 4 înseamnă aici 1, 2, 3, 4 segmente. Asta am făcut eu cu lecțiile. O să-ți placă. Da, 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 o să lucrezi cu probleme pe segmente, o să vezi, o să fii foarte tare. În clasa 3-a. În clasa 3, tu te numești? Miruna. Miruna. Miruna, am acum pe loc o problemă pentru tine. Fii atent. În curtea unui gospodar, mi-am pus masca asta, mă luat stăpind, dar mă duc și acolo. În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. 5 au loc. 5. 5 capete. O fi un iepuri și 4 găini. 2 iepuri și 3 găini, nu știu. Dar dacă le numărăm picioarele, atenție acum, dacă le numărăm picioarele, sunt 12 picioare. Câte găini și câte iepuri sunt în curte. Deci 5 în total. Și picioarele toate sunt 12. Deci trebuie ținut cont. Ce trebuie ținut cont? Trebuie ținut cont de câte picioare are fiecare. Pentru că iepurile, câte picioare are iepurile? Un iepure are 4 picioare. Exact, vreți? Bravo. Dar o găină? 2. Hai să începem judecata. 4 + 2 = 6. Dacă ar fi o găină și un iepure, ar fi 6. Dar sunt toate 5 la un loc. Ia să facem raționamentul. Dacă ar fi o singură iepure, atenție, un singur iepure, ar fi 4 picioare. Celelalte, câte găini au rămas? 4. 4. 4 ori 2? 4 ori 2 este 8. 8. Și cu 4? 12. Bravo! Ai văzut? Deci, practic, avem un singur iepure și... 4 găini. Excelent! 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 Ai văzut? Bravo! Asta e frumusețea matematicii. Da? Deci te sunt răzut. Sunt ce se poate. Dar dacă ar fost 14 picioare. Tot 5. 14 picioare. Erau încă 2 picioare în plus. 2 iepuri și 3 găini. Excepțional! Excepțional! Te-ai gândit foarte tare, foarte repede. Să știi că e prima dată când cineva îmi dă răspunsul așa iute. Foarte tare. Deci, de fapt, uite, o avem aici. Ți-am spus că am fete nepoate deștepte. Ia uite, 1, 2, 3, 4, 5 capete, da? 5 capete. Dacă ar fi fost toate găini, ar fi fost, uite, pun câte două picioare. Dar asta știi și Eva. Dacă ar fi fost două, ar fi 5 ori 2, 10. Dar noi aveam 12 picioare. Înseamnă că cele două picioare în plus le punem la o, la o găină și o facem iepuri. Și gata problema! Deci de ce rămân 4 și 1? Când s-a ajuns la 14, mai aveam două picioare și o pun la asta. S-a făcut-o pe găină, a făcut-o iepuri. Și au rămas trei găini și doi iepuri. Deci așa a fost ridicat de frumos, încât tu o să povestești că astăzi ai avut șansa să ajungi la Prof Online. Mai vii aici, nu? La tabla asta mai puteți face probleme frumoase. Dar acum tu arzi de nerăbdare să te duci să, să vedem la un stup câte ceva. Eva și Miruna. Eva și Miruna veți fi elevele mele categoric. Nu discutăm. Nu vă las. Mulțumim, domn profesor. Acum da. Ne îndreptăm la un stup. Să încercăm să vedem... Miruna, intră în mașină. Noi mergem la un stup ca să ia, să vadă de pe... Da, 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 să vadă din mașină. Să vadă de pe mașină, din mașină și noi discutăm. Hai, Eva, vii mie încoace. Te poți uita. Miruna, te poți uita să vezi. Te poți uita pe geam, da? Așa. Tu să stai ca să vadă și Miruna, urcă-te pe aici undeva. Vino, Eva, vin pe aici. Uite așa, urcă-te pe chestia asta. Ca să stai de sus, să poți vedea. Ajutor. Așa. Așa, bravo. Bun, bun. Să o lăsăm și pe Eva să vadă. Vii mai încoace tu. Vezi? Dar eu o să mă duc cu rama aproape de ea. Eu ducem aproape ca să o vadă, sigur. Așa. Deci ăsta este un stup. Feteoră, vă spun ceva. Eu sunt inventator. Am inventat stupul ăsta. Sunt unicul în lume care a făcut asta. Se cheamă biostup. Biostup se cheamă. Da? O să vă spun eu mai târziu mai multe lucruri. Are invenție omologată care e la OSIM. Nu e așa făcută oricum. Ei, albinuțele stau aici. Fiecare în locașul lui. O parte aici, o parte în partea cealaltă. O parte în partea asta. Fiecare cu regina lui. Fiecare cu regina lui. Da? Fiecare cu regina lui, corect. Da, dubli, tripli. Foarte tare, că asta e invenția mea. Din cauza asta. Da. Deci eu am avut o idee foarte tare. Singurul din lume care a făcut chestia asta. Și acum, ele, betele albinuțe, zice, să nu ne deranjați, să nu ne deranjați. Ne pare foarte rău că dăm folia asta deoparte, că și ușor o face bunic. Bunicul știe foarte bine cum se umbli cu ele. Eu am foarte multă încredere când îl las la treabă. Da. Și ele stau pe ramă. Vedeți, fetelor? Eu uite așa stau pe ramă. Acum să scot eu o ramă. Sper să fie drăguți, să nu mă înțepe. Vă rog frumos să nu mă înțepați. Eu n-am acum decât masca. Vedeți că mă pot înțepa la mâini. Dar dacă sunt atent și calm și nu le bruschez. Uite, pun degetele pe lângă ele și mă lasă. Ia să vedem ușor. Trebuie să scot. Înțepenit un pic cu propolis. Un pic cu propolis, da. Propolisul este medicamentul cel mai grozav pentru albinuții. Și o tragem ușor. Nu bruscăm. Uitați așa, așa. El se nu simte că le scoatem. Deci fac cât de ușor mișcarea. Oh my God! Uite, da? Sunt atâtea albinuțe! Da, da, da. Și tragem ușor, ușor. Este prima lecție pe care o facem de apicultură pentru cei mici. M-am predat și la nepoțelele mele. Ei, iată, albințul vine din câmp și are piciorușile cu polen. Asta are piciorușile cu polen, are săculețul plin. Ia să o vedem, să o vedem, să uităm la ea. Da, ia uite-o. Și fetelor, fetelor, am adus pânică. Asta e pânica. Am adus pânică. Vă rog frumos să mi-o luați. A trecut o parte. Uite, uite, uite. Ia, acum e foarte, foarte cu greutatea după piciorușii. Acolo duce ea polenul. Iar nectarul care îl sugi de la plantă, îl pune în burtică. Și umple o burtică așa, mare, mare burtică, așa, și zice, am foarte multe, am foarte multe. Iată cum merge și se roagă de ele ca să vină să deschidă, să le ia de la piciorușile, din săculețul ei. Acolo e săculețul. Ei, hai să mă duc și pentru Miruna, să viu aproape și din Miruna. Să vadă și ea. Ea, nu avem pentru ea costumația. Ei, Miruna, Hai să-i explicăm aici. Chiar Miruna, sunt o grămadă. Ia uite una aici, Miruna, cu piciorul și încă alta cu piciorul și pline cu polen. Da? Și zice, fetelor, vă rog frumos, luați-mi greutatea, luați-mi greutatea. Da? Uite așa este. Iar aici, să vă spun ceva. Aici a fost pus în miere, în fiecare celulă este pus în miere și după ce le o pregătesc bună, cea mai bună miere, îi pune un conservant, un antibiotic cu proprietăți nemaipomenite. După care pune un strai de propolis și pune un căpăcel de ceară. Fiecare celulă de asta, fiecare găurice de asta are și o celulă. Ce de albine! E minunat, e minunat, fetelor. Și așa aici, toată sub asta este miere, rezerva pentru iarnă. Că vine acum și iarna, ele nu au haine groase. Acum începuse toamna. Acum e bea toamnă, sigur că da, dar vine iarna și ele n-au haine groase. Dar știi ce fac? Așa se înghesuie una lângă alta. Uite așa, se strâng. Ca și cum te-ai îmbrățișa. Da, așa, ca și cum te-ai îmbrățișa. Perfect, perfect ai spus. Și în felul ăsta, se apără, păstrează căldura. Ăsta e secretul. S-a părut că am văzut-o pe regina albină. Nu, o să o căutăm noi. Eu n-am ochelarii la... Ba, i-am, niciunul sunt. I-am și că trebuie să... Cu ochelarii trebuie să o văd eu și pe nu vă arăt. Uite, fetelor, ce minunată zi mi-ați făcut astăzi că ați venit aici. Eu sunt atât de bucuros, dar voi începe școala și o să povestiți că am fost la Prof Online și ce am văzut noi acolo și faceți și lecții de matematică și apicultură și am predat. Și am fost la prima lecție de apicultură pentru noi, pentru cei mici. Ei, acum să sper că reușesc, că sunt cu ochelarii. Așa, acum cu ochelari, văd și eu. Așa, să vă mai spun ceva. Aici, regina a venit, a pus un ou ușor, mic. O crescut și când a crescut după 9 zile, i-a pus un căpăcel de ceară. Aici, sub căpăcelul ăsta maroniu, se află o viitoare albinuță. Deschid un pic geamul, nu sare albinuță, ca să audă și ea. Numai geamul să trage ăla. Sau ușa, să aude. Așa, Miruna. Aude. Deci, sub fiecare de asta maronie se află o viitoare albinuță. Ea stă acolo, fiindcă i-a pus căpăcelul, se transformă în albinuță din larvă și în felul ăsta, după 21 de zile, va tăia. O să vedem cum taie căpăcelul, o să găsesc acuși. Sper că... Sunt foarte mici! Ia uite aici, aici taie una, extraordinar, acum taie una. Da? Taie cu gurița ei. Tai așa de jur împrejur, ca o să scos un pic, ca să iese. Stai să vadă și Miruna. Stai să vadă și Miruna. Eva, ridică un pic capul. Așa, a crăpat acolo un pic și vrea să iese. Vrea să iasă. Da, o să vedem chiar când iese. Hai să ne uităm și pe partea asta altă, să vedem dacă iese. Uuu, ce minunat stau aici. Ia să-i dau eu așa un pic deoparte și să văd dacă le... Așa, le-am dat deoparte. Aici. Uite! A ieșit o albinuță mică. Unde ai văzut? Ai văzut una care a ieșit? N-am văzut-o. Asta a ieșită proaspătă, e micuță. Da? Dar nu este regina aici. Haideți să căutăm regina, că voi asta vreți. Vreți regina. Vreți regina. Bine. Așa. Acum, eu am să fac așa, să pun cu asta deoparte. Și să pot să caut regina. Așa, să pun ceva cu greutate ca să stea. Am găsit aici. Ai găsit? Da. Așa, foarte bine. Le știi pe toate, pe unde sunt plasate, doar ai nevoie de ele. Am nevoie când lucrez eu la ele. Da. Atât de frumos se interesează de tot felul de lucruri, încât mie îmi creează o stare de bine când lucrăm împreună. Așa, mai vedem aici polen, nu vedem puiet căpăcit. Uite, una cu piciorul și alta cu piciorul și două sunt, trei chiar cu piciorul și patru. Florile încă mai produc polen. Da, și ele au nevoie de pâinică, că au cresc puiet. Aici nu-i regina. Să vedem mai departe. Stupii trebuie să mai tare decât tot ce fel de stup. Miruna o să iasă și ea, facem și pentru ea toată povestea asta. După ce vedem Regina, da. Când vedem Regina, o să o ducem la geam să o vadă și ea. Pe aici, până se mișcă albinuța, pare să fie Regina, dar deocamdată n-am văzut-o. Uite o viespe, șmecheria de viespe. Vrea să fure, vine la furat. Vine la furat, nesimțeta. Dar lasă-o cuprinde la albinele. Așa, uite, am găsit Regina. Da? Da. Uite, asta e Regina. Ea face puișori, ea de fapt pune ouă, asta care a dat cu degetelul, da? Mai mare un pic, vezi? Da? Se duce acum, albinii sunt foarte agitate să nu-i facem ceva. Sunt extraordinar de atente, ca nu cumva să pățească. Partea asta? Nu a trecut, încă stă acolo apetită, pentru că nu-i convine să fie filmată. Ea este... Regina. Da, iată că am găsit-o acum. Să o vadă și Miruna. Miruna, uite-o aici. Asta este. Uite, un pic mai mare, stă albinuții prinși și sunt foarte atente să nu cumva să se întâmple ceva. Ea se strecoară ușor, o vezi, Miruna? Vezi diferența? Da. O se strecoară ușor printre ele, iese sau deasupra și zice, vă să nu se întâmple ceva, că zice, acum e riscul mare, că ne-o scos în câmp deschis. Asta e care e peste o albină? Nu, uite, asta este. Uite asta, acum și ea fuge și zici, acum e spre sfârșitul carierei, e mai micuță, pentru că nu mai este hrănită, depune ouă mai puține. Dar primăvara este și în timpul verii este mare, așa, frumoasă. Da? Bine, dacă ne hrănită bine, curătișor de macă, da. Uite aici este. Ah, uite pe Regina! Da, superb este. Așadar, iată, acestea sunt lucrurile frumoase. Te poți înțepa, te poți înțepa. 4 ani, până la 4 ani, nu 7 ani. Dar este cea mai longevivă, ai dreptate, albinuții trăiesc 40 de zile în activitate. Deci 20 de zile stau în stup și 20 de zile ies afară. Foarte multe lucruri știu copii. Cum nu știi? Dumnezeu, extraordinar ajuns. Maxim 7 ani, la 7 ani mai puțin. Dar... Hai să le schimb. Hai, da, schimbă fetele. Schimbă și... Du-te tu în mașină și să iasă... Să schimb și pe Miruna, dar și ea să vadă mai de-aproape. Stai și vină încoace, nu acolo. Du-te mai încolo, așa. Du-te și tu încolo și schimbă. Interesant. Nu? Este superbă lecția asta. Superb, grozavă. Eu am o bucurie fantastică. Am satisfacția că sunt curioase. Da. Deci vor să învețe, vor să știe tot ce se întâmplă. Extraordinar este. Asta e copilul. Din păcate, școala îi vine și îi neurorcește. Ea îți spune, vrea să știe, și asta, să afle, să descopere. Și iată că... Interesant că ea a citit, a știut că o albină trăiește, o matcă trăiește până la 7 ani. Rarisim, sigur. De regulă 4 ani, da. Da, până la 4 ani, 3-4 ani, că ea, mai ales în sistem de exploatare de asta intensivă, când apicultorul trage de ea, de nu se poate... se epuizează. Sigur că da. Așa. Da. Dar ce frumos au ascultat, au înțeles, au venit pe rând, eu intru. Pune și masca să intre bine. Așa. Masca bine, așa, să nu aibă surprize. Așa. Excelent. Rex asistă și el la lecția asta de apicultură, este foarte încântat de tot ce spune Rex ne-a primit ca pe niște vizitatori, ca niște prieteni. Da, ca niște prieteni. Ca niște prieteni, uite. Da. Bravo, bă, băiatule, bă. Da. Bravo, bă. Bravo. Bravo. Ia uite aici, să vedem încă o dată Regina. Da? Uite-te mai cu atenție. Ia să văd. Un loc unde albinii se îngrămădesc și stau foarte, foarte grijulii și sunt foarte frământate ca nu cumva să se întâmple ceva. O și acoperă. Vedeți cum o protejează de bine ca ea să nu pățească ceva. Deci aia este... care stă pe loc, e Regina? Da, care stă acum de jos. Da, aceea este Regina. Și ele, albinuții, s-au mișcat un pic acum, iar ele, albinuțele, sunt foarte atente, sunt cu ochii în patru, cum se spune, după Regina. Că dacă nu mai este Regina, gata, e nenorocire, nu mai are cine să mai pună o ușoare, nu mai poate să apară albinuții noi și ea, familia se distruge. Și piere, de aceea sunt atât de îngrijorate. Zice, domnule, dar pune-le odată mai repede la loc. Iar aici sunt albinuții care vor ecluziona, care vor ieși cât de curând. Da? Sub căpăcerile astea maronii. Da. Da? Aici sunt albinuții. Iar ele stau și le asigură căldura. Deci stau acolo. Este extraordinar când vine iarna. Da, 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 da. Ca la puișori. Stau și le cresc. Vara fac termoreglare. Da, 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 tot timpul. El țină 17 grade. Iarna, dacă afară e minus 30 de grade, e un ger de crapă petrele, ele, albinuțile, n-au voie ca înăuntru să fie mai puțin de plus 17 grade. Și atunci ele stau înghesuite una în alta și mănâncă miere și transformă mierea în căldură. Asta este mecanismul. Este superb. Eu sunt îndrăgostit de albinuții. Uneori visez noaptea și mă gândesc cum să fac să fie viața lor și mai frumoasă și să le pot ajuta. Deci asta fac tot timpul. La ce mă gândesc eu, credeți? La matematică și la apicultură. Am auzit că atunci când este foarte cald, ca să păstreze această temperatură, albinele merg la intrare ca să fac și dau din aripi ca un ventilator. Asta, aici. Măi, Miruna, dar tu știi atâtea lucruri că pe mine mă surprins în mod plăcut. Așa fac. Se așează aripioară lângă aripioară și fac un ventilator natural cu o putere extraordinară. Și așa scot aerul cald din interior, îl scot afară. Da? Și dacă sunt prea multe ele, o parte zice, măi fetelor, e cam înghesuială, ia ieșiți voi afară. Și se duc pe fața stupului și stau acolo lipite și bat din aripioare pe stup deasupra ca să răcească peretele stupului. Este extraordinar, o parte în interior și o parte în exterior. Foarte deștept. Foarte deștept. Sunt albinuțele, este o minune a lui Dumnezeu. Pur și simplu noi ne cutremurăm de câtă perfecțiune este. Dacă noi, oamenii, am învățat de la albinuții și am avea hărnicia lor, ai, Doamne! Și realizarea îmi face. Extraordinar. Și albinele mai ajută la înmulțirea plantelor. Mamă, mamă! Păi ce spui tu, dar este extraordinar ce spui. Știi ce spui? Un mare, mare savant, Einstein se numește, așa, o să auzi de el, a spus așa, că dacă albinuțele, ai auzit și tu, dacă albinuțele dispar, doar 4 ani mai avem șansă să trăim noi. Doar 4 ani, pentru că albinuțele, în momentul în care trec din floare în floare, produc polenizarea, se cheamă fenomenul ăsta. Și ele, așa, polenizând plantele, apar ierburile. Dacă iarbă multă, animale. Dacă sunt animale, avem hrană. Da? Deci asta e fenomenul. Deci albinuții, de aceea pe plan mondial, pe plan mondial se duce o bătălie imensă pentru ca să putem lupta să avem albinuțe. Că între timp, datorită chimizării, tuturor lucrurilor, pesticide, tot felul așa, se produce un declin masiv. Deci albinele sunt zone unde au dispărut. Chinezii, văzând că nu mai au albinuțe pentru polenizare, au luat o pană și se duc în păr, le-am văzut eu, la copaci, la pomii fructiferi și fac ei polenizarea. Cu pana aceea, imită pe albinuță și ca să poată face și polenizarea. Deci, iată cât de mare interes, ei sunt foarte mulți și atunci o fac pe albinuțele. Da? Iată cât de importantă este asta. Tu ridici niște lucruri atât de interesante, Miruna, încât pe mine mă fascinează. Deci niște lucruri pe care omenirea este foarte tare frământată de nevoia de a face acest lucru. În concluzie, eu, ca să fiu foarte sincer, spun așa, vă mulțumesc din suflet că astăzi mi-ați făcut o zi frumoasă, ați venit pe aici la mine și nu vă las până când nu-mi promiteți că veți mai veni. Așa este? Cu siguranță, da? Cu siguranță așa este. Noi mulțumim. Cred că am reușit să vă fac să vă îndrăgostiți și voi, cum sunt eu îndrăgostiți, de matematică și de apicultură. La revedere! Mulțumim. Pe curând!